Eu, bună ziua, prieteni. După cât v-am spus, astăzi o să vorbim despre prețurile la mașini în Portugalia. Așa că nu uita să te uiți până la sfârșit la acest video, să-ți scrii părerea ta în comentarii, ce părere ai despre prețurile la mașini în Portugalia. Mulți spun că ele sunt ieftine, mulți spun că sunt scumpe. Mulți spun că sunt scumpe din cauza că aici nu ninge, nu sunt înghețuri, nu este țară pe drum și așa mai departe, că costă foarte scump importarea lor. Și nu știu și nu știu cum, deși prețurile sunt mai scumpe. Eu consider că Portugalia este una dintre țările din Europa unde prețurile la mașini sunt puțin exagerate. Deci aceeași mașină care poți o iei în Portugalia cu 20.000 de euro, o poți găsi în Germania cu 14-15.000, poate și în stare mai bună. Așa că uitați-vă la video și după asta lăsați părerea voastră în comentarii. Eu o să merg pe la standuri încetişor, frumușel, și o să vă arăt cam toate mașinile și toate prețurile. Nu mașini foarte scumpe, dar mașini accesibile pentru toată lumea. De exemplu, uitați-vă așa, un Peugeot 7.980 de euro din 2008, cu 197 de km la bord. Deci Peugeot-ul ăsta din 2008 costă 7.900 de euro. În Franța probabil alei cu vreo 3-4.000. Așa, avem aici un Audi iarăși din 2008, Audi A4, da? Costă 11.000 de euro, 260.000 de kilometri la bord. Aici avem un Ford Mondeo, motor 1.8, 8.900, 2008 anul, 198 de kilometri la bord. Deci cam așa arată Ford Mondeo. Mai departe avem un Golf, Volkswagen Golf. Așa arată salonul nostru. Volkswagen Golf 716, motorul 14.000 de euro, 170.000 de kilometri la bord. Toyota din anul 2000 costă 16.000 de euro. Deci Toyota asta din anul 2000, ei vor să o vândă kilometri 202.000, ei vor să o vândă cu 16.000 de euro. În Germania eu cred că e la 2-3.000 de euro maxim. Avem un Opel Astra, populare mașini, care costă 7.000 de euro. În Germania poți să le iei cu 1.500-2.000 de euro. 7.000 de euro cu 320.000 de kilometri la bord, oameni buni. Deci mașina asta cu 320.000 de kilometri la bord vor să o vândă cu aproape 7.000 de euro. Diesel. Avem un Renault Clio 13.000 de euro din anul 2016. Așa, Mercedes frumușel. Costă 46.000 de euro din 2017, 107 km la bord. Da. Uitați-vă și Peugeot 2007. 24.000 de euro. Deci Peugeot-ul ăsta din anul 2019 cu 114.000 la bord costă 24.000 de euro. Nissan Qashqai din anul 2021, 22.900 la bord. 22.900 de euro. Un BMW din 2007, 185 km la bord, costă 13.000 de euro. Seria asta. Volkswagen Golf 7, motorul 2 TDI din 2013, 175 km la bord, 23.000 de euro. BMW seria 1, 22.000 de euro din 2017. Uitați-vă așa un Seat Arona cu motorul de 1, mașina este nouă, practic, dar uitați-vă, costă 19.000 de euro din anul 2021, Seat Arona. Opel. 7 de Opel. Grandland. Opel Grandland.
19.950 de euro, 20.000 din anul 2019. Habar n-am ce mașină e asta, dar costă 41.000 de euro. BMW seria 1, motorul 1.6, 21.000 de euro. Uitați-vă așa un Mini Cooper, mini frumușel, costă 11.950 de euro din anul 2008. 180.000 de kilometri. Așa o Honda Accord, dacă nu mă greșesc, sau Honda Civic, motorul 1, 20.950, 21.000 de euro aproape. Iarăși un BMW seria 1 care iarăși e 27.000 de euro din anul 2021. Asta este un model ceva mai nou. Kia. Kia la noi din 19.950 de euro. Kia e din 2021. Mașinica nu-i fugărită tare, dar și prețul e bunișor. Avem aici un Nissan Qashqai. Nissan Qashqai, 21.950 de euro din anul. Și anul, unde-i scris anul la noi? Nu văd anul, 2020. Deci Nissan Qashqai din 2020, 22.000 de euro. Kia Sportage. Mașinile astea tare întrebate. 22.000 de euro. Cu 79.000 de kilometri la bord. Din 2019. Cutie manuală, nu știu dacă se vede ceva în salon. Iarăși un BMW seria 1. 21.000 de euro. 102 kilometri la bord. Din anul 2020. Cutia automată, nu știu dacă se vede. Așa, avem un Mercedes A-Class. Mercedes-Benz GLA 180, 24.950, 160 de kilometri, 159 de kilometri la bord. Frumușel, din anul 2017, salonul frumușel, cutia manuală. Dar iarăși, prețul e turbat. Peugeot 2008. Peugeot-urile 2008 care cel mai mult scad la preț. Deci 17.950 de euro. Benzină 120.000 de kilometri la bord. Din toate mașinile care le-am auzit eu, din toate mașinile noi care se fabrică în ultima vreme, Peugeot-urile scad cel mai mult la preț. Am un prieten care a cumpărat o mașină cu 4-5 ani în urmă, nouă-nouță din salon cu 30.000 și acum e valoarea ei pe piață în Portugalia. Valorează 16-17.000, deci vreo 12, 13, 14, chiar 15.000 deja și-o pierdut, chiar dacă nu mărți așa de mult cu ea. Așa că Peugeot-urile e foarte complicat să iei Peugeot-uri. Mai degrabă ți iei un Golf 7, pentru că Golf-urile sunt mașini puternice, nu puternici tare, dar strainici, am avut în vedere strainici, da? Uitați-vă aici un Golfișor, la noi costă 9.500 de euro din 2013, 9.500 de euro, dar are 300.000 de kilometri la bord, deci Golf-ul ăsta deja din 2013 până în prezent o mărs 300.000 de kilometri și să vin din Portugalia cu aproape 10.000 de euro. Spuneți-mi voi în Germania, Franța sau altă țară cu cât luați așa mașnică. Dar așa un Opel Astra, un Opel Astra din 2018 la preț de 13.000 de euro cu 118 km la bord. Cutie manuală și așa mai departe. Mai departe, avem aici un Peugeot, varianta asta așa lungă, în 6 trepte, frumușel, cu 15.000 de euro și 114.000 de kilometri la bord. Da, doar uitați-vă la Mercedes-ul ăsta nou, prețul n-ar arată, dar eu consider că mașina asta e urâtă, nu-mi place cum a făcut-o ei, adică nu știu, parcă ceva nu-i ajunge. Sunt altele acule, serioase, dar asta așa, știi, nu-i, dacă uitați-vă, așa, asta la fel. Nu-i varianta și e sport. Dați să ne uităm cât costă așa un Mercedes-Benz GLK 200D4MATIC, 52.951 de euro. Așa un BMW plug-in hibrid, 27.500 de euro.
automat, frumușel. Și în rest, omul a spus că lucrează cu mașini noi, nu-i trebuie bătăi de cap și așa mai departe. Poftim. Asta e un Nissan Captur sau și marca, 20.900 de euro. Poftim. Cam așa standurile aici în Portugalia.